Conform portalului sinteza.org, Anatol Alaiba, tatăl fostului coleg de partid al președintelui Maia Sandu, a elaborat o schemă de spălare de bani în cadrul unui proiect finanțat din bugetul public. Gaura lăsată în buget a fost de 2 milioane de lei. Potrivit informațiilor publicate, Anatol Alaiba este deținătorul companiei Uralis SRL, care în anul 2016 a fost aleasă câștigătoare 5 tendere publice cu un buget în valoare de 41 de milioane de lei. Contractele prevedeau construcția la sudul Moldovei a apeductelor, canalizării, pompelor și stațiilor de epurare. De asemenea, în anul 2018, presa scria despre un caz scandalos de delapidare a mijloacelor bănești din fonduri ecologice în cadrul proiectelor realizate în raionul Comrat. Portalul citat menționează că atunci Dumitru Alaiba nu a recunoscut că este vorba despre firma pe care o deține tatăl său. Conform datelor de la procuratură, Anatol Alaiba a elaborat o schemă de spălare de bani în cadrul unuia dintre aceste proiecte, care trebuia să fie realizat în satul Chioselea Rusă din raionul Comrat. Proiectul avea un buget de 7,32 de milioane de lei. Într-un final, procurorii au stabilit că Uralis SRL, pentru a efectua lucrările achitate din bugetul de stat, a încheiat un contract de închiriere echipamentelor chiar de la compania lor. Chiria era de 1500 de lei pe zi. În dosarul penal figurează și mama deputatului PAS, care avea funcția de contabil în companie gestionată de tatăl deputatului. Potrivit portalului de știri, investigațiile au arătat că Larisa Alaiba a calculat pentru soțul său un salariu de 1.222.870 de lei, pe când au fost transferați 1.100.583 de lei. Cu toate acestea, verificarea foilor de parcurs și a lucrărilor desfășurate cu utilajele speciale n-au confirmat cifrele prezentate. Totodată, potrivit portalului, firma gestionată de tatăl deputatului a admis o serie de încălcări în efectuarea lucrărilor contractate. Compania Uralis SRL, care îi aparține familiei Alaiba, a procurat bunuri de la o altă firmă, SRL Coral Auto Trading, în valoare de 389.879 de lei, inclusiv TVA de 64.981 de lei, care au fost atribuite în cont de Uralis SRL ca micșorarea datorie față de buget la capitolul TVA. Inionul este însă că în acea perioadă SRL Coral Auto Trading era o companie delicventă care avea conturile blocate. Astfel, directorul Uralis SRL, Anatol Alaiba, a sustras mijloace financiare din fondul ecologic în sumă totală de 1.780.958 de lei și s-a eschivat de la plata impozitelor în bugetul de stat în sumă de 218.725 de lei. Totodată, anchetatorii au stabilit că conducerea Uralis SRL ar fi inclus o informație distorsionată cu privire la echipamentul instalat în timpul lucrărilor desfășurate, iar documentul de recepționare a fost falsificat. Solicitat de postul nostru TV, deputatul Alaiba a confirmat că în 2018 atât tatăl cât și unchiul său au fost reținuți pentru 72 de ore, după care plasați în arest la domiciliu pentru o jumătate de an. A fost un dosar exclusiv politic, asta eu sunt convins. Arestul a avut loc pe absolut neprinsă de veste, după fix câteva ore, după ce eu am publicat următorul articol critic în adresa lui Plahotniuc. Conform informațiilor prezentate pentru anul 2019, se pare că afacerea de familie Alaiba continuă să se dezvolte. Uralis SRL a înregistrat încasări din vânzări de 11,13 milioane de lei, iar profitul s-a ridicat la 1,3 milioane de lei. Olga Țiatkovski, Svetlana Turcu, Accent TV.